mare problemă să tot cenzurez, să spun ceea ce ar trebui să... Faceți o abstracție, frumos. Greu, e complicat. Da, a fost un meci frumos. Este ceea ce n-am văzut la Botoșani. Este pentru prima dată după... Deci când am văzut campionatul în divizia, când am fost relaxat. Și 20 minute. Și am avut 3-0. Pe cuvântul meu. După care la 3-1 erau început să fie frică. Că stau cu ăștia 3-2 și stau în pioneză cu inima până la final de meci. A fost frumos, dar a jucat și bine. Acum, eu nu prea cred în locul 7 pe care l-avem aici, pentru că urmează acele echipe care, în general, luptă sau cred cu locul ăsta al lor. Adică dacă ne uităm acum la Dinamo, vin Teaua Exclus, că oricum în altă sferă față noi. Dar toate alte echipe, Petrolul, Astra, Dinamo, chiar Galațiu, de ce nu Piatra, CFR-ul, bineînțeles, toate echipele astea cred că locul lor este acolo sus. Iar noi, ce sau cei de la Pandure, din fericire sau din nefericire, din fericire, jucăm să vedem care pe care. Dacă noi merităm să stăm în primele 7-8 locuri sau trebuie să fim acolo la Codaș, la Lingua de Lemn. Costumul, nu? Acum o să inventez altceva, asta costumul m-a trecut, dar găsesc că e ceva un mare cravată, ceva ca să pară a om serios. Dar asta e, am fost într-o zi bună, mă bucur foarte, foarte mult că n-au tratat meciul din vârful pantofului, că altfel o luam, puteam să luăm surpriză de mare. Mă bucur tare mult pentru Leo, care e din ce în ce mai nemț. Și iese cam tot. Dar nu ne spuneți Botoșani din Neamț, că avem un chipul de bine. Scuzați-o, facem mai în bulgar. V-au trecut supărările după faza cu cartonașele de la meci cu Steaua? Eu am fost atât de supărat că trebuia să fie Vașvar când joacă la meci cu Steaua. Și chiar m-am interesat să știți că nu ia cerul Leo. Și știu din surse, mi-am luat că sigur la Vașva și la Leo, pentru că fiecare ar fi spus ceea ce vreau să aud eu. Deci știu din surse, sigur mi-a spus, băi, faci cum vrei. Iar Vașva i-a preferat să fie la meciul ăsta, într-o rațiunea noastră, că e mai important meciul cu cei de la Cucurat, decât meciul cu Steaua, pentru că, e că noi spunem că nu ne batem cu Steaua pentru punct, nici ne batem cu asta, cu cei de la Corona. Pentru mine nu era așa. Pentru mine am spus că Gabi Vașvan este un fotbalist care poate să joace la orice echipă în divizia și trebuia să joace acolo. De asemenea, sigur, și ăsta, și Partache, sau nici o dată ăsta, Partache. Iar gestul ăsta cu scosul tricoului, în opinia mea, este adresă pedepsit mult mai mult de club, nu de cartonaș. Pentru că, în mod normal, el calcă o regulă a clubului, face o publicitate, când de obicei, care se zbracă, nu trebuie de moșcă. Schi acolo, pentru tata, pentru iubire. Dacă și-a dat Nagy golurile, poft, sau nu ne vedem de... Da, dacă Nagy și-a golurile, pleacă acasă cu ele, rămâne Nagy 8 goluri, nu mai este Nagy la FC Botoșani. Vă dați seama ce ar fi să-și ia Ronaldo sau Messi golul la Barcelona sau de la Madrid? Nu. Cred că, bine, Nagy este un fotbalist bun pentru noi, este un vârf care merită oricând loc în echipa noastră. Din nefericit, timpul trece și se pare că timpul ăsta, încă n-a găsit în afară de Einstein, se pare că nimeni nu-l dilată. Atunci e complicat. Dar e frumos că suntem la Botoșani astăzi, că avem o echipă cu locul 7. E prima conferință pe care nu vorbiți de retrogradare. Da, am uitat pentru o prușmat de la mutare retrogradare, pentru că mi-a spus că suntem pe locul 7. Bă, locul 7. E incredibil. Credeți-mă, eu nu pot să-mi leg bine, să-mi articulez bine gândirea, spunând unui om, domnule, Botoșani pe locul 7. Botoșani era pe locul 2, 11, locul, știți, la bătaie. Să dea Dumnezeu să ne țină starea asta și locul ăsta să fie undeva locul centrat pe poziția noastră. De acolo să fie locul 7. Ce frumos sună după aia la dreptul de TV și la celălalt. Dar, sincer, mai aveți emoții cu retrogradarea? Cu retrogradarea am avut un calcul. Matematica spune că trebuie să avem emoții. Pentru că între noi și prima retrogradată la momentul ăsta sunt vreo 6 sau 7 puncte. 7 puncte erau înainte de etapa asta. Așa, dar ei n-au jucat încă, mi se pare, de la degeata. Fix pe acolo. Deci dacă sunt 7 puncte, acum putea să fie 10, să spunem. Nu, dar sunt 7 puncte, pardon.
Dacă sunt 7 puncte sau 8 puncte, mai sunt jucate încă 8 meciuri, 24. Dacă eu pierd 3 meciuri la rând, și 3 la rând, e acolo. Matematic mai avem mult până la... Matematic mai avem foarte mult. De asta că, numai că mă uit în spate și analizez și echipa asta noastră, care trebuie să recunoaște, m-a jucat bine. Am avut 3 goluri remarcabile, am avut faze de fotbal adevărat, adică până și Verter își au călcul, n-ați văzut. Deja îl vindeți, nu? Da. Dacă nu ai un călcâin, atunci faze de călcâin au făcut. Mă interesează un jucător de la Corona? Dacă m-a întrebat mie, da, sunt doi jucători bune. Care? Cred că Sergiu Buș cu Miranda. Sergiu Buș a spus că ar fi deschis în altă scoție. Dar domnul e mult, nu vă dau să povestește ce vrea Sergiu Buș. Se gândește la Botoșani și ce vrea Leo Grăzavă să-l joace și cât poți eu mereu, că a făcut cam bani la fătoare. Neacșa cum mi se face? Cine? Neacșa. Ei, pe de altă parte, ăștia sunt dezinvolți. Ei joacă ca la antrenament acum. Ăștia sunt ca atunci când merge în Antalya să vedem niciun sârb. Da, ia ochii, ăștia sunt ca antrenament mare în jocul sau în jucători străini. În cantonament sau în jocul de pregătire, e atât de bun, dar meciuri oficiale, cu presiune, cu toate alea, sunt multe probleme. Miranda v-a plăcut când a dat gol astăzi sau dinainte? Nu. Miranda mi se pare că e fotbalist bun, a dat și un gol, mi se pare că ai un gol de la din urmă, a văzut Vasilii Curlea, că era de mult trecut în alte sfere. Azi a dat un gol frumos, dar nu gol ai, agresiv, adică e fotbalist.